că eu în vara ca să not cumva eu poate am șanse să mă distrez cu amice, să mă joc Evoin sau Duolingo, avem mai mult de 10% să ne dorim, sau mai mult, 5%. Sau să prieteni, sunt din Cahun pe Evoni, cea mai mare criză sau cea mai mare problemă nevonii este, ia uitați aici. Cea mai problemă nevonii ar putea să fie una nu chiar suficient de nașpă, dar chiar este foarte nașpă problema. Af, nu mai am armistițiu la mine. Ce mă fac? Ce mă fac? Mai câștig eu bani, că avem decât 17 ore și până duminică trebuie să, până luni trebuie să mă protejez, că astfel s-a zis cu mine, s-a zis. S-a zis. Dar e prea mult. Mersi. Frumos. Mi se pare incompetentă treaba că pe Evoni ce am mai făcut? Ce am mai făcut pe Evoni? Să vedem ce am mai făcut eu pe Evoni. N-am câștigat nimic. N-am câștigat geme. Am câștigat pe naibii. Sincer, am câștigat pe naibii. N-am ce să mai câștig din ele. N-am ce să mai câștig, da? Aici avem activități de făcut. Avem de ucisă moșii conducători. Sau să facem asta. Dar trebuie să găsim moșii conducători, care să-i facem pilaf. Și să ne ducem chiar acum la moșii conducători. Să-i facem pilaf. Trebuie să găsim repede unul conducător. Repede. Că he să hig. Bă, cine-i tipul ăla? Ăsta mai grav decât cavalerul ipocrit. Ăsta e mai grav decât cavalerul ipocrit. Nu putem să ucidem un monstru conducător, da? Păi trebuie. Ne trebuie 3 puncte. Am băgat răfăcător în penitenciar și... nu cred că-i de ajuns. Repede am spus. A, uite, un grifon. Să-l facem praf. Și să accelerăm unitățile de rând. Nebunule, cuții tău, Keino, vai de capul tău, grifonule. Hai că te-am mâncat. Păi oricum am mâncat grifonul, că oricum merita grifonul să fie mâncat. Trebuie să se ducă trupe înapoi ca să se pună punctajul. Serios? Nu s-a pus? Mă, eu am ucis unul de-abia. Să ucidem un golem colosal. Bun. Păi Evoni, vă spun sincer, păi Evoni n-a mai intrat de mult din pricina Duolingului, dar ăsta nu este un lucru atât de grav. Nici acum nu s-a pus activitatea. Ce se întâmplă? Eu nu mă duc la purjare pentru că nu mă duc să colecționez resurse, că probabil poate o să mă ardă Pixie Grey. Acum s-a îmbinat serverele. S-au îmbinat serverele 522 s-au îmbinat cu serverul 537. Keeps Fold. Wow. Dă-mi vina pe Dojon. Pixie. O glumă ca tine nu este. Vezi atribute generalului. Când este dictatură militară. Sulla. Cu doi de el. Mă, îl cheamă Sulla. E un general istoric. Cornelius Sulla și-a însărcinat să-l alunge pe Mithridates în 87 ien. Nu am timp să citesc astea. Trebuie să găsesc monștri. Bun.
Să vedem. Da! Mă duc să mă pregătesc de armistițiu, să câștig un nou general. Și poate ce să mai câștigăm de cursa taurilor sau de cursa la petrecere la pool party? Tie tata, câștigăm toate diamantele. Pe mine mă ia să zic tie tata. Mamă, mă nebunesc când zic tie tata. Avem armistițiu de mai multe zile, dar nu prea le folosesc pe toate, că timpul nu se acumulează. Ce nasol. Ok, să mergem la expoziție portrări de generali. Revendicăm unul. Și să vedem ce ne pică. Te rog frumos să-mi dai un general ca lumea. Nu mi-o da pe Himiko, nu mi-o da pe Electra, că le am deja. Nu vreau, te rog, e frumos să... Zice, te rog frumos pentru a... un fragment de general istoric. Bă! Ce mi-a dat? Huo-Kyu-Bing? Ăsta nu știu-i general ca lumea. Asta îi zice că reduce timpul de marș. Gata, s-a zis cu mine. RIP. Și de ce zic eu RIP? Nu mai am timp pentru generali, nu mai am loc. Am 63 de generali acum. Aoleo. Aoleo, o am pe Caterina, o am pe Himiko, pe Elise. Aoleo, pe Sappho o am. O am pe Sappho. O am pe Sappho, sunteți nebuni? Ei bine, cam atât cred că a putut să fie. Mamă, am... mai o am pe Jadwiga. Jadwiga. Nu-l recutez că... poți avea cel mult 33 sau ce a zis? Poți avea cel mult 63 de general. Te rugăm să-ți modernizezi dojonul și să-ți crești rangul și nivelul VIP pentru a mai recuta generali. Ce dracu. O am pe Jadwiga. Doamne iartă-mă. O am pe Jadwiga, credința reginei. Asta a putut să fie puternică pentru evenimentul ăla Undead. Pentru că îi am pe regina Budica Tran Hung Dao. Mie mi se pare extrem de diferit. Mamă, am 63 de general pe Evoni, dar să vedem pe cine mai am. Că mi-amintesc că l-am avut pe UFA, pe Spartacus, pe regele Arthur, pe regina Seondeoc, Dimitri, Arminius, rege turbat, Barbarossa, conducător sângeros, Sappho. O am primit-o gratis. Zhang Liang, Traian, Jadwiga, Huo-Kyu-Bing, Miyamoto Musashi, John Buford, Hernando Cortes, Satya, George Dewey, Luban, Kim Si-min, Chixi, Cleopatra, Constance I, aoleo, Luban, aoleo, doamne. Mă băieți, măi fetelor, să-mi spuneți, fără o atitudine toxică, ce general îmi trebuie. Dar îl păstrez pe Ban Chao, pe Guon Riul, pe Skander Beg, pe Ioan I al Portugalii și pe Ashoka, pentru că ei oferă protecție în dojon, să crească atacul, apărarea și punctele de viață ale trupelor mele din castel. Ei bine, nu știu cu ce să fac. Poate îmi sare inima din piept bătăile inimii, că poate mă duc naiba de tot. Ei bine, cam atât a fost. O zi minunată să aveți și v-ați salutat. Good luck!